Ați văzut Poftim? Ce s-a întâmplat aici? Au luat foc, au dat că umblă tot, să nu zic cum, beț, țiganul, ariciu, morți de beț, zi de zi, zi și zi și zi. Nu mai putem să... Tu mă filmezi pe mine sau mă... Spuneți-mi, a fost cineva rănit? Nu l-am văzut, ariciu, zice că e dus la Reșița. Arse, i-a luat părul foc. Dar ce s-a întâmplat mai concret? Ce s-a întâmplat? Nu știu, că eu stau la butelie. De la o butelie, am înțeles. O butelie, probabil că a fost defectă, habar n-am. Că a vrut să-și pună o garnitură și nu a pus-o cum trebuie, a prins bricheta și a făcut o explozie. Și mă, bine. Câte persoane se află în... Acolo, dar cine știe cine, câți sunt? Acolo și câini, și copii, și handicapați, și nu se știe câte persoane stau acolo. Stau plaie peste grămadă, nici mâncați de ei. Ploșnițe, păduchi și de toate au. E dezastru. Dezastru. E dezastru. Nu mai știm ce să ne facem cu ei. Sunt obraznici, umblă tot timpul beți, copii cerșesc, noaptea zbiară, categoric. Deranjează. În spate este cacul. În spate ăla? Da. Am lăsat banarele pe ăla, ca să le primești un moment după ele. Daniela! Ai văzut ce s-a întâmplat? Da. Păi și ce s-a întâmplat mai concret? Ce a fost aici? S-a dat o butelie. Și a fost rănit cineva? Cine două se afla? Două persoane. De la ce ar fi pornit cauza? Nu știu să vă spun. Credeți că a făcut improvizații de... Da. Tu ești sigur ce vorbești? Da. Mi-e sigur că a făcut improvizații. Putea să sară tot blocul, n-ai, din cauza lui. Mai dași din gură, bă, că nu știi ce cuvânt. Asta e. Eu. Hai să-ți dai că vă duc mai. Unde se află în momentul ăsta? Am înțeles că n-ar fi pe aici. Păi da, dar ce sunt? Copilul mare eu luat pe ai doi amici și-a plecat. Ce s-a întâmplat? Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Caraș-Severin a fost sesizat pe 1-2 cu privire la producerea unei explozii în localitatea Bocșa. La fața locului s-a deplasat un echipaj al detașamentului de pompieri, precum și un echipaj al serviciului voluntar pentru situații de urgență care a intervenit în prima fază și a stins incendiu. Explozia s-a datorat probabil unei acumulări de gaze provenite de la o butelie. Au fost victime? Au fost două victime care au fost transportate la Spitalul Municipal din Reșița. Numele și funcția dumneavoastră? Colonel Burciu Costel, șef centru operațional.